ca urmare a situației stocurilor limitate de imunoglobulină existente în spitalele din țară, Ministerul Sănătății a înființat o structură de urgență care va avea rolul de a direcționa stocurile identificate de imunoglobulină pentru administrare intravasculară din unitățile sanitare din țară către cazurile care necesită administrare urgentă. În acest scop, de la nivelul Direcției de Sănătate Publică a fost desemnat un medic care să centralizeze aceste situații și anume să identifice la nivelul unităților medicale din teritoriu situația stocurilor de imunoglobulină. Aceasta știm că este zero, nu avem pe stoc imunoglobulină. De asemenea, să identifice și pacienții care necesită tratament cu imunoglobulină pentru administrare intravasculară în regim de urgență. Practic, de la fiecare unitate spitalicească, noi așteptăm raportarea cu numele și prenumele pacientului, numele și prenumele medicului curant, datele de contact și situația medicală specifică urgentării soluționării cazului. În acest scop, practic în cursul zilei de astăzi vom avea datele și vom ști exact pe unitățile spitalicești câte cazuri de persoane imunodeficitare există și care necesită imunoglobulină pentru administrare intravasculară. Explicați-mi un pic ce e componenta asta sanguină pentru un mare public necunoscător. Imunoglobulina, practic, se administrează unor persoane cu deficit imunitar practic, medicul curant va decide dacă se impune administrarea acestui produs, care va stimula în felul ăsta creșterea imunității generale a organismului în lupta cu boala respectivă.